Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Suntem sub imperiul unui meci care s-a terminat de puține minute, nicio noutate, Pandurii nu reușește din nou să câștige. A ajuns practic ciuca bătăilor în Liga 1, 11 puncte în tot atâtea meciuri, nicio perspectivă, echipa nu joacă nimic, Concordia Chiajna a jucat mult mai bine la Târgu Jiu decât gorjenii, au avut chiar și o ratare care putem să o numim ratarea campionatului, deja rivalizează pe CNN și în aceste condiții eu nu știu ce ar mai fi de făcut decât părerea mea că se impune o schimbare. Tot avem acum, va veni și meciul naționalei, deci cred că trebuie făcut ceva. Nea Petrică Grigoraș să se ducă în altă parte. De fapt, se confirmă ce puteam spune și mai de mult, și anume, el a avut, după plecarea de la Târgu Jiu, a mai avut niște încercări, nu s-au confirmat, așa, deci n-au confirmat că ar fi un antrenor deosebit. Cred că trebuie încercat altceva la Târgu Jiu. Îi mulțumim pentru ce a făcut pentru fotbalul gorjan, pentru precedenta construcție a Pandurilor, dar acum cred că e nevoie să facem o schimbare. Dacă îl mai lăsăm, va fi foarte greu să redresăm echipa și să rămânem în primul eșalon. Cine se face că nu înțelege acest lucru, merită să o pățească. Problema noastră este că o pățim cu toții, adică nu vom mai avea fotbal de Liga 1 la Târgu Jiu. Sunt unii care au toată stima și pentru Petre Grigoraș și pentru conducerea clubului, la fel o am și eu, dar e timpul unei schimbări. Trebuie să se facă, pentru că e clar, dacă nu ne redresăm nici acasă, ce speranțe să mai avem în deplasare. Am câștigat în Cupa României, dar și acolo cred că a fost foarte mult noroc. E adevărat, suntem în trei competiții, suntem în Cupa Ligii, suntem în Cupa României și iată și în campionat, dar n-am avut, să spunem așa, meciuri foarte dificile, vom rata cu siguranță ambele competiții eliminatorii și tare mi-e frică că în campionat ne vom duce în Liga a doua. Deci din acest motiv cred că trebuie făcut ceva. Și încă o dată dau exemplu la ce se întâmplă la vecinii de la Dolj și la Craiova. Noua echipă a Craiovei începe să confirme, dar acolo sunt niște antrenori cu pedigree, Sorin Cârțu, Emil Săndoi, care a fost și aici la Târgu Jiu, cu rezultate dintre cele mai bune, în timp ce Petre Grigoraș a antrenat doar echipe mici, a avut ceva rezultate pe la Oțelul, a avut ceva rezultate pe la Târgu Jiu, dar cam atât. Deci, la acest moment, cred că trebuie dată echipa pe mâna unui antrenor cu CV-ul, și să facem ceva. Sau unul tânăr care vrea să se afirme, dar din nefericire pentru Grigoraș nu se încadrează nici la prima, nici la a doua categorie. Și oricum, știți cum se spune, toată lumea se pricepe, acel șoc la echipă. Păi șocul trebuie să vină sau, eu știu, să fie dați câțiva dintre jucători, dați afară din echipă, trimiși la echipa a doua, s-a mai încercat, să nu li se dea banii. Deci ceva trebuie făcut, altfel cred că vom plânge după această poziționare pe care a avut-o echipa cu doar un an în urmă. Ia gândiți-vă, anul trecut jucam în cupele europene, acum nu-ți demonstrați să ne menținem în Liga 1. Iar unii sunt în continuare că au curățat echipa, că au făcut. Ba se plâng, domne, nu mai avem echipă la Târgu Jiu. E tot echipa aia, în mare parte. De ce nu joacă? Păi poate nu avem antrenor. Acum sunt două chestii și am mai repetat și mai repet o dată asta, chiar dacă nu mi-am propus să mă extind pe problemele sportive astăzi seară. În momentul când ai echipă, ai antrenor, ai președinte. Președintele Mihai Prunariu nu cred că în momentul de față, că nu joacă el pe teren, deci și din câte știu i-a dat tot concursul lui Grigoraș, a mers pe mâna lui și în alte tâmpenii făcute, vezi, în momentul când a fost zburat din echipă fostul președinte executiv și toate celelalte. Dar în fine, deci președintele lăsăm. Mai avem jucători și antrenori. Jucătorii sunt pe contracte, dacă îi dăm afară plătim mult, și antrenor.
Eu cred că antrenorul ne putem lipsi din el, pentru că trebuie să schimbăm ceva. Nu poți schimba o echipă de cât se avem noi la Târgu Jiu, vreo 24-25 de jucători. Sunt mai mulți dacă am ăștia ar fi, să zicem, masa critică. Ne lipsim de 25 de jucători sau de antrenor. Eu zic că la lunea Petre Grigoraș să-i dăm un concediu prelungit și să vină un alt antrenor. Nu cred că ne mai putem permite la acest moment să avem o prelungire, adică să-l lăsăm în situația respectivă pe să se mai ocupe de echipă. Dacă îl lăsăm, s-ar putea să avem surprize dintre cele mai neplăcute. Mergem mai departe, spuneam, abandonăm fotbalul, chiar apropo, o zi de marți cu fotbal la Târgu Jiu, dar asta a fost, am avut zi de alegeri și automat meciurile de duminică nu s-au jucat duminică. Și ne dăm atenția spre o altă, spre temele mai la zi. Bineînțeles, toată lumea a fost astăzi atentă să vadă nominalizările pentru viitor, eventual candidații la funcția de prim-ministru. Am văzut un Călin Popescu Tăriceanu, mare și alte nume, dar ne abținem, îl cunoaște lumea, fost prim-ministru câțiva ani, mandat reușit, care ar putea să revină, deși n-a fost o nominalizare, e mai degrabă o promisiune că e posibil să-l punem. Avem pe George Maior, actualul director al SRI, și încă o nominalizare, și e vorba de Florin Georgescu, era să pomenesc pe defunctul compozitor Șerban Georgescu, deci pe Florin Georgescu, guvernatorul adjunct, deci viceguvernatorul Băncii Naționale și un economist bun, sau chiar foarte bun, după unele păreri. Practic, eu cred că se disputa între cei doi nominalizați prima dată, Călin Popescu Tăriceanu și George Maior, pentru că, din ce știu eu, Florin Georgescu a avut ceva probleme și de dosar și cu siguranță nu cred că va mai reveni în fruntea unui guvern sau în componența unui guvern. Deși la momentul respectiv a fost un ministru bun. Cred că mult mai bun atunci în 2012 cât a asigurat conducerea Ministerului de Finanțe, nici nu se compara cu Ioana Petrescu, de exemplu, că tot ați văzut-o la televizor. Dar am aflat nominalizările, dacă câștigă celălalt candidat, avem și acolo un prim-ministru anunțat, nu cred că este o surpriză pentru cineva, rămâne să vedem rezultatele și să vedem cine câștigă și cine pune prim-ministru. Dar spuneam, toată presa și-a îndreptat atenția spre acest eveniment, spre ce candidați care anunță susținerea pentru unul sau alții din candidați. Aflăm și o noutate senzațională, ne era dor, Monica Macovei își face partid. Nu știu pe cine interesează, chiar dacă s-au văzut că au fost vreo peste 400 de mii de români, au votat-o. Chestie de gusturi. De fapt, cred că au votat o idee, nu personajul cu pricina, dar e o părere proprie și personală. Acestea fiind zise, spuneam prietenilor de pe Facebook că aș vrea să ne ocupăm mai puțin de ce în media, deci este problema, deci media e dominată în aceste zile de război electoral Ponta Iohannis, așa va fi cel puțin până la alegerile din 16, și aș vrea să vorbim în această seară despre câteva vești economice, pentru că ele sunt interpretate deja, ați putut vedea pe parcursul zilei de astăzi, în fel și chip. Uneori, din aceleași scopuri electorale. Clar, deci au citit raportul Comisiei Europene, fiecare cu, în timp ce guvernul spune, hă, ce bine e, cei din opoziție, aoleu, ce rău va fi. E, vreau să vă spun că lucrurile nu stau chiar așa. Și o să spun, de mai întâi, haideți să vedem ce spune exact Comisia Europeană, că aici avem o problemă, fiecare a înțeles altceva și nu-i chestie de traducere din limba engleză, ci pur și simplu au văzut și unii și alții partea goală, opoziția paharului, cei de la putere partea plină. În esență, Comisia Europeană a anunțat astăzi că economia României va avea o creștere a produsului brut de doar 5% produsul intern brut, de doar de 2% ca urmare a reducerii investițiilor, dar se recunoaște că în prima jumătate a anului 2014, cităm,
consumul privat și exporturile nete au fost principalele motoare ale creșterii economice, în timp ce investițiile au continuat să contribuie negativ. Deci nu s-au făcut prea multe investiții. Ca rezultat, creșterea PIB în anul 2014 este proiectată la 2%. Bun. O creștere de 2%, într-adevăr, Comisia Europeană anunțase la începutul anului, că spunea ceva de un 2,4%. E mai puțin decât 2,4%. Dar dacă privim ce era după trimestru 2, aoleu, intrăm în recesiune, ne ducem în jos, nu prea mai era vorba de creștere. Faptul că până la sfârșitul anului mergem pe un 2 și eu zic că e posibil să fie chiar puțin mai mare decât 2 și mă bazez doar pe faptul, tot noi spunem acuzațiile din opoziție, spun, domne, guvernul acum a făcut investiții, a dat bani la primării ca să nu știu ce. Bun, păi dar astea se vor regăsi. Cheltuirea acestor bani ar putea să crească puțin consum și automat să crească PIB. Bruxelles mai arată că în prima jumătate a anului 2014, România a cunoscut o creștere a exporturilor de mărfuri depășind așteptările cu 12,8%, în timp ce importurile au crescut cu 10,6%. Păi bun, haideți să o luăm așa. Deci, avem pe de o parte, până la sfârșitul anului, creșterea e doar de 2%, dar e bună, nu e 0, ceva, e 2% totuși, e adevărat, de la 3,5% anul trecut, e mai mică, mult mai mică, la jumătate. Dar, având în vedere că nici prin Uniunea Europeană nu e mai bine, eu zic că totuși e acceptabilă. Bun, dar atenție, cum se face această creștere? Știți că a tot fost vorba, că se face prin comenzi de stat, că se face prin... Iată, acum Comisia Europeană ne spune că e vorba, atenție și repet asta, deci motoarele a fost consumul privat și exporturile nete. Și spuneam, exportul a crescut foarte mult. Și exportul n-a fost materie primă. Deci a fost ceva prelucrat, e adevărat că sunt investitori privați. Dar asta înseamnă extrem de mult. Și încă ceva și foarte important, aceste lucruri vor continua. Deci eu zic că, practic, atât timp cât Comisia Europeană ne spune că și în anul următor va fi o creștere de peste 2%, eu zic că e bine, mai ales că știți că prin alte țări din Uniunea Europeană perspectivele nu sunt cele mai multe. Ba din contră, chiar Germania a avut o creștere nesemnificativă sub 1%, ceea ce deja acolo au creat o problemă foarte mare ca idee, că sunt probleme, dacă motorul economiei europene are o problemă. Deci, ce vreau să vă spun? Nu vă uitați nici la putere, nici la opoziție la acest moment, puterea fiind asimilată cu guvernul, opoziția fiind asimilată cu Klaus Iohannis și cu ceilalți. Deci, lăsați-i în pace, ei se bat electoral și să privim doar cifrele. Deocamdată cifrele nu sunt rele, sunt chiar mai bune decât anticipam, în sensul că după trimestru 2 ne așteptam să dăm un bot de tot. Dar a fost vara, s-a mai făcut câte ceva, n-a fost un an agricol strălucit, dar niciunul foarte rău și am putea să avem un final de an puțin mai bun chiar, pentru că ăsta e adevărul, suntem într-o perioadă în care au fost ceva bani mai mulți ca să se poată face anumite lucruri. Electorale sau nu, asta este altă problemă, dar știți că suntem în România, cu siguranță partea electorală a jucat un rol foarte important. Știți, vă dădeam exemplu acum câteva seri cu ăia 100 de lei la salariul personalului sanitar. Și cred că nu numai acolo, cu siguranță mai primesc câte 100, simbolic vorbind, mai primesc și alții. Deci asta este campania electorală în România. Fiecare o face cum poate. Cei care se află, să zicem, ar afla la guvern, merg pe partea asta. Ceilalți critică orice, de toate cele sunt vinovați doar cei de la putere. Deși până acum vreo 2-3 luni, mulți dintre cei din spatele Iohannis erau în tabăra de la guvern. Da, asta este. Astă seară mai putem pomeni că n-are început campania. Sau, dacă are început, nu avem încă o interdicție. Însă, eu aș vorbi și de o altă știre. Poate mult mai importantă. Deci, acum vreo 2 ani, aveam o rată de absorție undeva sub 10% a fondurilor europene. Un dezastru. Nu eram în stare să cheltuim nici ce dădeam noi ca și cotizație, taxă, ce plăteam noi la Bruxelles peste 1 miliard de euro anual. E, vreau să vă spun că în ultimii 2 ani lucrurile s-au schimbat. Nu în mod esențial, că vreau să vă spun că încă sunt probleme. Cei care lucrează cu fondurile europene știu ce vorbesc.
sunt probleme din belșug și sunt probleme din cauza unor berbeci care lucrează prin acele agenții, gen Pozdru, gen așa, pe o parte, pe de o parte, și pe de alta faptul că blocăm totul de frică, știți, nu sunt bani care se pot fura, banii europeni se fură mult mai greu decât ceilalți, și atunci nimeni nu se prea arată interesat să-i cheltuie față de banii guvernamentali. Am mai spus acest lucru, așa că aici cred că mă repet. Spuneam acest lucru că Comisia Europeană, aceeași Comisie Europeană care ne spune că vom avea o creștere, apreciază ca excepțională creșterea ratei de absorție de la 4% era în 2012 la 40% în 2014. Aflăm deja de la ministrul de resort, Eugen Teodorovici, a fost și aici la Târgu Jiu în luna mai, că rata ajunge chiar la 44%. E de bine. E mult mai bine decât a fost. Gândiți-vă, o creștere de 10 ori. Dacă a fost 4% la 40, deja chiar au dreptate cei de la Uniunea Europeană să spună excepțional. Dar problema că aceste fonduri europene sunt și nu sunt cheltuite. Noi spunem, da, am încasat 44% din fondul, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Banii sunt în proiecte, proiectele sunt accesate, dar proiectele nu se derulează. Nu se derulează pentru că ne e frică să cheltuim bani, să semnăm, nu se derulează pentru că această frică e provocată de controale interminabile, dar dacă ai fi în regulă cu actele, nu văd care ar fi problema cu controalele, deci nu mi-e frică să semnez un act că vine DNA-ul peste mine sau nu știu cine mai vine, Curtea de Conturi și altele, dar mai e și o altă problemă. Una foarte mare, și aici mă refer atât la fondurile POSDRU, cât și la fondurile, deci la proiectele de alt tip. E vorba de cum se face salarizarea. Noi avem în vigoare, încă utilizăm la acest moment în multe domenii, fonduri POSDRU. POSDRU din precedentul mandat până în 2014 au mai fost bani, și deci îi derulăm acum în 2014 și chiar o parte din 2015. Până aici totul e bine. Doar că aceste fonduri nu suntem în continuare în stare să le iasă și dintr-un anumit motiv. A fost întâi o legislație prin care ne permitea să plătim într-un anumit fel oamenii implicați în proiect. După aceea a venit un alt, o lege 284 numită, știu cei care, la ce mă refer ce ea, în care s-a redus foarte mult plata celor care lucrează cu aceste proiecte. Rezultatul? Nimeni n-a mai avut interesul, oricum sumele sunt nesemnificative și de aici un anumit blocaj. Dar vestea bună care este că deci, cei care vor avea performanțe o să le crească și salariul. Iar totul se verifică acum de Uniunea Europeană. Cred că asta abia acum e o veste bună. Dacă vom da sporul acela pentru cei care lucrează efectiv cu fonduri europene, lucrurile vor sta foarte bine și vom avea accesare de fonduri europene. Dacă vom face toate acestea, pentru că deocamdată am dubiile mele și vă spun și de ce. Nu numai că nu suntem în stare să cheltuim bani, nu avem însă nici pregătirea pentru acest lucru și vedeți, fondurile europene au anumite normative de vechime, de pregătire, de studii, de nu știu ce, și noi aici mai scârțâim sau, nu neapărat că scârțim, ne place nouă să nu facem lucrurile cum trebuie. Cum se va termina acest lucru rămâne, dar vestea bună e că am ajuns la 44% și eu zic că s-ar putea să fie și mai bine în perioada următoare. Dar, acum, apropo de veștile din economie, rămâne ca aceste vești bune să nu fie afectate de ce se întâmplă, să zicem așa, pe parte politică. Noi am mai traversat un an 2008 în care se spunea, mamăle, ce vine din Europa, ce vin cei în lume, și inclusiv Călin Popescu Tăriceanu, inclusiv, putem să spunem deja, ex-președintele Băsescu, că mai are câteva zile și pleacă de la Cotroceni, ne spuneam că totul e bine și la vară cald. Așa că ne-am luat-o odată în 2008, ne-am mai luat-o în 2009 și am ajuns la criza din 2010-2011, care, iată, efectiv a făcut ravagii și în România.
Așa că sper că 2014-2015 nu va fi la fel. Perspectivele sunt îmbucurătoare, de asta am și dat veștile acestea, dar privite, din, vă spuneam, dacă iei ochelarii opoziției și te uiți, vezi numai dezastre. Dacă privești prin ochelarii puterii, de elită, ramă de aur și toate celelalte, o să constați că totul este la superlativ. Lucrurile nu stau chiar așa, dar vă spuneam, trebuie să vedem și partea plină a paharului, mai ales că suntem români, da? E, românul este optimist sau problema cu pesimistul și optimistul. Adică pesimistul zice, mai rău de așa, nu se poate, în timp ce optimistul zice, ba, se poate. E, noi ne-am obișnuit în ultimii ani să alegem ce? Răul cel mai mic. E, ne-am dus din rău în mai rău. Să sperăm că undeva se oprește și coborârea noastră și începem să reurcăm. Ar fi interesant și știu că am tot văzut la diverse sondaje unde ex-conducătorul Nicolae Ceaușescu stă foarte bine în cel puțin la anumite categorii sociale ca impresie și mai ales la cei care își amintesc. Cât era de hulit Ceaușescu faptul că acum mai ales generațiile care au trăit pe vremea aceea, dar și mulți alții se gândesc cu nostalgie sau din ce le-au spus părinții, bunicii, e o mare problemă pentru clasa politică actuală. Dacă nu înțeleg acest lucru, este cu totul și cu totul altă problemă, dar părerea mea e că ar trebui să ne gândim ce se va întâmpla în perioada următoare și să ținem cont de lucrurile acestea. Mergem mai departe și credeți-mă că deși pare ok, o reacție a ambasadei americane nu numai că nu și are rostul, dar ne întoarce acolo. Cât ai fi de optimist că România își revine, că vom fi, chiar un candidat spunea că vom fi a șaptea putere din Uniunea Europeană, noi cred că suntem a 28-a sau pe acolo, a 27-a, 28-a din 28 câte sunt, ne aduce cu picioarele pe pământ ambasada americană, care spune că apreciază angajamentul autorităților române de a face corecțiile necesare ca toți cetățenii să poată vota, e vorba de alegeri din turul 2 după scandalul din primul tur. Apreciem și noi faptul că apreciază, totul e ok, însă nu mi se pare deloc în regulă o asemenea intervenție. Dacă ar fi fost vorba, să zicem, de alegeri în Germania, bine, nu se întâmplă acolo să organizăm atât de prost, e cu totul altceva, am stabilit de-aseară că n-a fost în regulă. Dar credeți că americanii și-ar fi permis să facă o asemenea observație cancelarului Merkel sau lui Holland în Franța? Nu cred. Deci nu cred și cu siguranță puteți să urmăriți și dumneavoastră știrile, nu se întâmplă acest lucru. Cu o țară mică, până la urmă pentru american bananieră, pot să facă orice. Ne dau lecții, că justiția, că nu știu ce. Nu zic că americanii n-au dreptate. Încă o dată vă spun, intervențiile americane sunt întemeiate, sunt pe fapte concrete. Dar eu cred că mai degrabă îl iei la telefon pe premierul Ponta, pe ministrul nu știu care se ocupă de toată chestia asta, pe Titus Corlățean, dar în niciun caz nu spui asta public, nici măcar când faci o apreciere. Pentru că te întorci, ți arată statutul, până la urmă, aproape statut de colonie a României, în condițiile în care vedem ce zice Licuriciu. Deci, încă o dată vă spun, și suntem și în campanie electorală, suntem în perioada aceasta, în care s-a tot spus că nu românii hotărăsc conducătorul, ci peste ocean, ce zic americanii, că pe unul l-au primit, că pe altul nu l-au văzut și tot așa. Deci, este o mare problemă. Până la urmă, apropo de politica internațională, cred că aceste probleme ar trebui tratate cu menajament. Știm că avem parteneriatul strategic cu americanii, foarte bun, că ne-a salvat din multe. Cred că dacă nu-l aveam, ne duceam în jos rău de tot în ultimii ani. Dar de aici și până a face acestea, de a ne arăta ce mici sunteți voi, ce mari suntem noi, și este diferența enormă. Nu e în regulă. A te trata ca pe colonii, chiar dacă
pe undeva ești, că dacă se tușește la Washington, se face guturai la București, e adevărat. Dar parcă te supără și mai mult când ți-o spune cineva și ți-o spune direct. Când citești printre rânduri că ambasada ți arată nu știu ce, e o problemă. Dar cred că e o problemă de tactică inclusiv a americanilor. Deci atât timp cât controlează lucrurile la București, nu văd ce rost au cu asemenea observații publice, decât să ne arate ce mici suntem sau să-și arate cumva dezacordul pentru cei care sunt în momentul de față. Eu așa o văd. Deci, din acest punct de vedere, nu mi se pare deloc în regulă și de aceea prinde, că la foarte mulți români prinde acel discurs naționalist, chiar de multe ori anti-european al unor candidați, care spun anumite lucruri. Și să știți că nu numai la noi se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă, mai puțin în Bulgaria acum, dar uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria, unde discursul acesta anti-european începe să prindă contur și pe fondul în care și Uniunea Europeană și americanii se bagă prea mult, și nu că se bagă prea mult, e normal, pentru că cine știe ce derapaj ar face fiecare țară, dar problema e că devine evident. E mult mai simplu să fii acolo în subterane, de aia avem relații diplomatice, de aceea avem toate acele canale de comunicare și nu în declarații de presă iese și ți arată cu degetul ce ai făcut tu România, ce ai făcut tu Bulgaria, ce ai făcut tu Ungaria. Deci din acest punct de vedere eu o consider o greșeală și vom vedea ce, dar această greșeală poate fi taxată. Mergem mai departe și vorbim de alte măsuri. Astăzi s-a mai vorbit că ar mai putea intra în competiția pentru nominalizarea de premier și Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale. După aia s-a aflat că e vorba de Florin Georgescu, dar nu e deloc întâmplătoare această situație, iar Isărescu a anunțat tot astăzi că, din nou, Banca Națională a redus dobânda cheie la 2,75%, deci ar trebui să scădem în continuare dobânzile, banii ar trebui să fie mai ieftini în credite și tot așa. Din păcate, nu se întâmplă și am ajuns, iată, la dobândă de 2,75% după ce era de 3% și tot așa a fost și mult mai mare în alte vremuri. Dar poate totuși cumva va redemara și economia, pentru că și aici e problema. Parcă se cheltuie puțin mai mult, dar încă nu suficient. Cei care au bani la ciorap încă îi țin, nu se riscă în investiții, tot așteptând vremuri mai bune. Și încă ceva, apropo și de credite și de toate celelalte. La acest moment începe să fie din ce în ce mai interesant un credit în lei decât unul în valută. S-a și vorbit foarte mult că credite în valută, dar ele în valută erau mai, că creditele în lei să fie prioritizate, însă ele în valută erau mai ieftine pentru români. Acum lucrurile încep să se echilibreze, dar avem o problemă. Noi ne-am stabilit ca strategie și cred că a rămas valabilă, nu s-a schimbat nimic, pardon, ca începând cu anul 2019 să aderăm la zona euro. Păi și atunci luăm credit pe 25-30 de ani în lei. Ce rost are? N-ar fi mai simplu dacă omul vrea să ia în euro, iar noi practic avem ca monedă euro să mergem pe aceste credite în valută? E adevărat, nu francul elvețian care ne-a făcut atâtea probleme. Dar cred că politica Băncii Naționale e puțin greșită aici. E adevărat, sunt niște ținte, probabil nu se pune problema să se facă corecturile de rigoare în perioada următoare. Și apropo, totuși ceva se mișcă în economie, tot am vorbit foarte mult de economie și vom mai vorbi de câteva subiecte tot legate de economie, și anume, în matriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor, în creștere cu 1,9% în primele 9 luni ale anului. Deci, microbuze, autobuze, aceste lucruri au crescut. Nu e rău deloc. Chiar dacă e numai 1,9. Pentru că noi nu prea cumpărăm mașini noi.
Deci gândiți-vă că noi am împânzit piața, inclusiv aici la Târgu Jiu și peste tot, autocare, autobuze de mâna a doua. Bune, mult mai performante. Practic noi nu mai avem o uzină, deci nu mai avem producție de autobuze noi, de cum aveam odată, Rocaru, și importăm. Dar importăm deșeuri, nu prea ne ducem spre mașinile noi. Iată că încet, încet sunt patroni, firme, care își permit acest lucru. Să ia mașini noi, probabil de la producători de elită, că ăștia au mai rămas pe piață, criza aceasta i-a lăsat. Asta înseamnă că suntem pe drumul bun. Ne băgăm acum într-un subiect foarte interesant și care se leagă foarte mult de Gorj. Paradoxal, deși e vorba de o altă zonă a țării, se leagă foarte mult de... Mai întâi vă citesc o știre și apoi o să o comentăm și o să vedeți de ce. Fondul proprietatea, de care noi am mai vorbit, da? Cere revocarea unei decizii a acționarilor din februarie 2014, prin care a fost aprobată participarea Hidroelectrica cu 2 milioane de euro la majorarea capitalului social al Hidro Tarnița, compania de proiect care se ocupa de proiectul hidrocentralei prin pompaj Tarnița-Lăpușești. Fondul proprietatea solicită ca această revocare să fie aprobată în următoarea ședință AGA, bla bla bla. Reamintim că fondul proprietatea s-a opus încă de la început ca Hidroelectrica să participe cu 2 milioane de euro la capitalul social al Hidro Tarnița, considerând că nu există informații suficiente care să demonstreze oportunitatea unui proiect extrem de costisitor, circa 1,2 miliarde euro. Păi, aici e și problema. Știți cine mai sunt acționarii de la această prezumtivă hidrocentrală? Printre alții, complexul energetic Oltenia și complexul energetic Hunedoara. Deci, atenție, Târgu Jiu, Gorjul, bagă 2 milioane de euro în hidrocentrala de la Tarnița, care, atenție, e un proiect încă de pe vremea lui Ceaușescu și care spune ce? Că apa ar trebui să fie ridicată în timpul nopții cu pompele dusă sus într-un lac de acumulare unde ziua să producă energie. De ce noaptea? Pentru că energia e mai ieftină, că merg pompele, iar, deci noaptea, iar ziua să producă energie, o energie mult mai scumpă, dar care, atenție, ar putea fi vândută pe piață pentru că în momentul acela n-ar mai merge, să zicem, termocentralele pe timpul producând mai scump și asta ar fi mai ieftină. E o invenție de pe vremea, vă spuneam, de pe vremea lui Ceaușescu, s-au mai făcut niște studii de fezabilitate, însă proiectul este o aiureală. Gândiți-vă că o investiție de 1,2 miliarde de euro care n-are vânzare, deci în momentul de față avem o piață suprasaturată de energie. Complexul energetic Oltenia n-are unde să vândă energia de pe cărbune, da? Hunedoara la fel. Vinde Hidroelectrica, care are capacități destul de mari, și se vinde foarte mult atomoelectrica și, bineînțeles, e vorba de energia regenerabilă, energia de vânt, soare și celelalte. E, ori în condițiile acestea, ce rost are să băgăm banii la Tarnița, când spuneam? Deci, în primul rând, energia de acolo va fi destul de scumpă. Și aici, fondul proprietatea, că i s-a opus, din câte știu eu, și pentru Gorj, și pentru ce Oltenia că să participe, și pentru Romgaz, și pentru Nuclearoelectrica, dar lucrurile nu s-au lămurit foarte mult, mai ales că mai avem o, să zicem așa, un proiect care eu personal nu mai știu nimic, n-am mai văzut nici în presă, ce se întâmplă cu acel cabru submarin de care se vorbea inclusiv fostul senator Tony Greblă pe aici, pe la Târgu Jiu, pe care ar urma să ia energia electrică din Gorj și să mergem cu ea până la Constanța, de acolo să-l ia cablu submarin, să-l ducă în curentul în Turcia, cred, parcă așa era ideea. Ei, nici de la n-am mai auzit nimic, deși el ar costa foarte mulți bani. Dar, din acest punct de vedere, mi se pare mai logică o asemenea investiție, pentru că noi ne plângem că n-avem unde să vindem. Și totuși energia noastră este mai ieftină decât alta. Deci dacă am putea să ducem, să zicem, să transportăm energia chiar în țările occidentale, chiar la prețul de la complexul energetic Oltenia, am avea cum să o vindem fără probleme. Dar cum o ducem acolo? Dar la Tarnița,
nu văd ce rost ar avea să-și bage și hidroelectrica banii și gorjenii, că nici nu prea avem, știm ce situație în CO, nici Hunedoara. E, aici vreau să vă spun că înțeleg poziția fondului proprietatea, cum, deci o poziție corectă, logică, pentru că e acționar, cum e și la Târgu, și la Gorj cu 21%, deci e logica oamenii să-și apere proprietatea lor, de să nu cheltui aiurea, zic eu, în situația de față. Nu mi se pare însă în regulă poziția de la fondul proprietatea către alte probleme de funcționare ale complexului energetic Oltenia, vorbeam în alte serii. Dar acel proiect prin care Departamentul pentru Energie a decis ca 6 companii energetice românești să participe la capitalul social de la Hidro Tarnița, erau, deci încă o dată spun, Hunedoara, ce e Hunedoara, Electrica, Hidroelectrica, Nuclear Electrica, Romgaz și ce e Oltenia. Deci erau câte 2 milioane, dar asta e doar începutul. Gândiți-vă ce înseamnă până la suma enormă de 1.200.000.000 de euro. Deci eu zic că e un proiect faraonic, aiurea, care n-are urmări economice. România a mai avut chestii de genul ăsta, poate se înscrie în construcțiile acelea care nu s-au mai putut susține după 1989, construcții megalomanice, dar asta nu trebuie ca noi să facem, ca să zicem că am făcut ceva în locul nostru. De practic e o gaură fără fund, aruncăm niște bani care nu se vor mai întoarce înapoi și nu știu dacă ne putem permite asemenea lucru într-o asemenea perioadă. Pe de altă parte vreau să vă spun că se vede tot mai evident în ultimile zile o evoluție extrem de interesantă a sindicatelor din mineritul gorjean. S-au făcut mai multe încercări, practic erau două grupări, un fost în jurul FNME-ului, fostele sindicate care cumva aveau o majoritate acum rămase cu câteva mii de susținători, și celelalte sindicate care aveau cumva o majoritate, dar nu s-au înțeles niciodată, deci au avut mai mulți lideri. Se pare că se cristalizează în sfârșit o uniune, o uniune de sindicate, o federație de sindicate mai importantă, care ar putea să devină sindicat majoritar în CEE Oltenia. În următoarele zile poate o să avem și invitați de marcă pe acest domeniu, să vedem cum stau lucrurile în acest sector. Spuneam important pentru că nu trebuie să avem sindicate care să spună doar ce vrea administrația, acum nu trebuie să avem sindicate permanent gică contra, adică să blocheze orice face administrația. Acestea fiind spuse, o să mergem și mai departe, sunt și alte subiecte la ordinea zilei astăzi, am putea spune, printre ele și acela că la viața noastră de zi cu zi este dominată de unele lucruri extrem, extrem de interesante. Spuneam într-una din seriile trecute că lucrurile nu stau deloc așa cum ar trebui să stea în multe domenii. De exemplu, acum toți suntem pe calapodul politic. Se vorbește de acea lege antipresă și din acest punct de vedere aflăm în ziarele, în presa de astăzi, că Curtea Constituțională a României a decis să respingă în unanimitate sesizarea președintelui Traian Băsescu în legătură cu legea pentru abrogarea articolului 276 din legea 286/2009 privind codul penal, prin care se elimină infracțiunea presiunii asupra justiției. De fapt, președintele apreciase că legea menționată a fost adoptată cu nerespectarea dispozițiilor mai multe articole din Constituție. Până la urmă, deci el Băsescu considera că prin abrogarea infracțiunii în discuție este eliminată protecția ce se acordă justiției, necesară pentru ca aceasta să fie imparțială și înfăptuită de judecători independenți.
E, iată că CCR nu consideră acest lucru, așa că e logic, e normal ca eu, dacă văd, eu ca și ziarist de data aceasta, ca și jurnalist, în momentul când văd că judecătorul cu tare sau procurorul cu tare a luat-o pe arătură, să pot să-mi exprim părerea fără riscul de a mă trezi că mă dă în judecată sau mai știu eu ce, ba de, din contră, presa a fost amenințată foarte rău în ultimile luni de reprezentanții justiției și vă dați seama că un proces pe o asemenea speță dus în justiție, de cine credeți că va fi câștigat? Că mă întorc chiar, recuzi un judecător, apropo, pe nou cod penal și îl judecă tot el și nu se recuză niciodată, ar fi logic. Deci sunt multe aberații legislative, iată că Curtea Constituțională mai face și lucruri bune, deci consider că este o decizie extrem, extrem de corectă a Curții Constituționale. Mergem mai departe și să știți că lucrurile nu sunt lămurite. Nu știm dacă cei doi, că ne întoarcem de unde am pornit la începutul emisiunii, nu știm dacă cei doi candidați vor apare la televizor împreună. După câte se pare, nu se va întâmpla acest lucru și vom mai aștepta, deci nu-i vom vedea pe cei doi cum se confruntă. Poate ne-ar lămuri ce se întâmplă cu noi în viitor sau am face alegerea cea mai bună. Haideți să mergem puțin și pe afară ca să vorbim prin străinătate și vorbim despre faptul că sunt alegeri, să știți, și pe alte meleaguri. Unele dintre ele, la americani, de exemplu, democrații, cei care au președintele, pierd majoritatea în Congresul SUA, deci Camera Deputaților de la ei. Foarte interesant din acest punct de vedere. Trebuie să mai spunem că se întâmplă și o altă problemă. Din fericire nu se întâmplă în România, dar care s-ar putea să se extindă și la noi la un moment dat, și anume Interpolul de data aceasta ce spune? Că există un risc sporit al amenințării teroriste internaționale. Să sperăm că nu e cazul ca România să fie pe această listă, deși am văzut că s-a apropiat lucrurile dacă ne uităm doar la vecinii noștri bulgari, ca să nu mai zicem de alții. Prin gorjul nostru ancestral avem diverse informații foarte interesante. Una dintre ele, știți că aseară vă prezentam rezultatele de la prezidențiale și vedeam diferențele de procent dintre cei doi candidați. Iată că aflăm, un titlu de ziar ne spune, Ponta a câștigat 67 localități din Gorj, Iohannis doar 3. Depinde cum va fi în partea a doua, deci în turul 2. Vom avea și o piață închisă la Târgu Jiu, știți că se lucrează și după cum se forțează lucrurile, probabil că vom avea această piață încă din luna decembrie. E o știre din învățământ. Am aflat zilele acestea, la sfârșitul săptămânii trecute, că s-a încheiat contracte colective de muncă ale personal din învățământul preuniversitar și superior. Ele expirau pe 2 noiembrie și s-au încheiat altele noi. Dar vreau să vă spun că deocamdată nu știm ce cuprind. Liderii sindical spun că e de bine, guvernul spune că e de bine, noi nu le-am văzut. Între timp, din ce circulă pe surse, banii aceia pentru formarea profesorilor, e vorba de cei 150 de euro net sau 160 și ceva de euro brut care vin pentru formarea profesională, cred că vor veni undeva, din ce se vorbește pe surse acum, undeva la sfârșitul săptămânii acestea, începutul săptămânii viitoare, pentru că ei trebuie să ajungă la profesori până la sfârșitul anului, e vorba de anul 2014, practic ce mai este, suntem deja în prima parte a lunii noiembrie și după 15 decembrie știți foarte bine că
cam toată lumea ia vacanță, deși toată lumea oficial cu drag muncește. Dar știți de unde ne prindem? Toate magazinele devin pline. Bine, acum mai e și mall-ul, mai sunt și altele, să zicem, unde se mai pot disipa. Dar toate magazinele sunt pline, nu mai poți cumpăra nimic, se freacă om de om și asta se întâmplă de pe la început, spuneam, de pe la Sfântul Nicolae, dar mai ales după 15 decembrie și până după Revelion, dar în special până în Crăciun, este mortală situația în tot Târgu Jiu. Dar, cum spuneam, ne întoarcem iar la drum, cine știe ce va fi prin Târgu Jiu de sărbători, mă gândesc că se sparge șoseaua în continuare peste tot, nu se repară nimic, dar va rămâne să vedem asta și mâine și în alte zile, până și în fiecare săptămână, de luni până joi. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!